Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, secretarul de stat Raed Arafat, a transmis faptul că miercuri 1 martie va avea loc un exercițiu de alarmare a populației prin sistemul de sirene de avertizare în cadrul acțiunilor pregătite de structurile de specialitate ale IGSU ca parte a programului din Săptămâna Protecției Civile. Săptămâna Protecției Civile este un eveniment organizat de DSU și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care se va desfășura în București și în țară până la 4 martie și care cuprinde mai multe activități menite să dezvolte comportamentul preventiv, unde cei interesați se pot familiariza cu măsurile și regulile ce trebuie avute în vedere în cazul producerii unor situații de urgență. Mâine, 1 martie, sirenele vor răsuna pe întreg teritoriul județului Gorj în intervalul orar 10-11. Cristina Cilibiu, prefectul județului, informează cetățenii că nu trebuie să se panicheze cu privire la acest exercițiu, care nu face altceva decât să verifice starea acestor echipamente în eventualitatea unei situații de urgență. De mâine, 1 martie, se reia acest program la nivel național, se numește Miercurea Alarmelor, iar mâine, la, în tot teritoriul județului Gorj, de la ora 10 la ora 11, vor suna aceste alarme. Lumea nu trebuie să se panicheze, nu trebuie să fim uh, uh, speriați, pentru că este doar un exercițiu. Va trebui să învățăm să ne informăm și să luăm informațiile care sunt transmise de către autorități, iar prin acest exercițiu încercăm să vedem dacă toate aceste echipamente funcționează, pentru că, Doamne ferește, în cazuri de urgență va trebui să Știm că toate aceste sisteme de alarmare funcționează. Vreau să spun că un lucru îmbucurător este că, la nivelul teritoriului județului Gorj, în fiecare unitate administrativ-teritorială, există cel puțin un acest sistem de alarmare. Miercurea sirenelor. Noi aveam în fiecare lună, în prima zi de miercuri, să pornim sistemele de alarmare, să le testăm, deci miercuri o să fie testate sirenele. O să informăm populația. Este normal ca aceste lucruri să se facă, lumea să se obișnuiască. Repet, faptul că facem, informăm, pregătim, nu înseamnă că noi știm că mâine se va întâmpla ceva. Este obligația noastră să facem acest lucru, asta face protecția civilă, pregătește populația. Asta înseamnă să ai o protecție civilă puternică, să previi, să pregătești, să răspunzi corect, să construiești. Astea sunt cele patru faze extrem de importante, a declarat Raed Arafat. Șeful DSU a adăugat... Miercurea sirenelor, pe lângă faptul că informează populația despre acest mod de avertizare, ea ne permite să testăm sirenele periodic și să ne asigurăm că cei care le operează știu ce au de făcut, știu procedurile, că sirenele funcționează.